Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 4 septembrie 2024. Puneți limite sănătoase. Vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Apostolul Pavel scria în 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 17. În luarea hotărârii, am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Am încheiat citatul. Pavel s-a deprins să stabilească limite în relațiile sale, iar tu trebuie să faci la fel. Un om înțelept a spus, nu te plânge niciodată de ceea ce îngădui. Dacă nu stabilești limite, nu ai dreptul să te plângi de oameni care profită de tine și îți irosesc timpul. Ia exemplu de la Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da, confirmă Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 19. Ca urmaș al lui, tu trebuie să înveți când este potrivit să spui da și când este potrivit să spui nu. Când oamenii te pun la colț, nevinovat fiind, înfruntă imediat în particular și personal. Iar dacă nu vor să te asculte, ia pe cineva cu tine. Iar dacă nu vă ascultă pe niciunul, du-te la conducătorii bisericii. Aceștia sunt pașii indicați de Mântuitorul în Matei 18, versetele de la 15 la 17. Fii clar și ferm cu privire la ce tolerezi și ce nu tolerezi. Îmi amintesc cuvintele unui cântec. Trebuie să susții ceva sau vei cădea la orice. Simte-te confortabil să-ți exprimi dorințele și preferințele fără teama de respingere și înstrăinare. Așadar, rostește această rugăciune. Doamne, ajută-mă să slujești și să dăruiesc celorlalți dintr-o inimă curată și nu din nevoia de dragoste și acceptare. Prin autoritatea cuvântului Tău, mă rog ca Duhul de frică, care m-a împiedicat să stabilesc limite sănătoase, să plece acum. Îmi pun încrederea în Tine. Nu mă voi teme de ce îmi pot face oamenii, cum scrie în Psalmul 56, versetul 11, în numele Domnului Iisus. Amin.